Hotărârea de guvern prevede ajutor de minimis diferit în funcție de cultura agricolă sau plantația pomiculă ori viticolă. Astfel, pentru grâu, porumb, sorg, floarea soarelui, rapiță, orz, secară, ovăz, soia sau orzoaică, se dă 335 de lei la hectar. Pentru legume în câmp sau pepeni, 610 lei la hectar, pentru cartofi, 700 de lei la hectar, plantații pomicole 1200 de lei la hectar, plantații viticole 500 de lei la hectar, sfeclă de zahăr 400 de lei la hectar, lucernă, muștar, tuturn 250 de lei la hectar, căpșuni 300 de lei la hectar. Din cauza vremii am pierdut foarte mult, în ordinul de a miliarde. Am pierdut. Problema este că e îngrijorătoare, nu știu cu ce-o pune în toamna asta, cu ce-o însămâna, cu ce-o mara, motorină. Greu s-a spălat, cum se spune, la morari. Iar parametrii de panificație nu mai are și nu numai la noi. Nimeni la ora asta, cine n-a trăit grâu înainte de 10 iulie, 15 iulie, nu mai are parametri de panificație, indiferent de tehnologia care a aplicat-o. În Mehedinți, în urma evaluării făcute la nivelul Direcției Agricole și înaintată la Ministerul Agriculturii, peste 10.000 de hectare au fost calamitate de grindină sau alte intemperii. Ministerul Agriculturii acordă despăgubiri doar pentru 4.600 de hectare. În cea mai importantă zonă agricolă, fermierii nici n-au mai putut recolta cerealele de pe câmp și așa au pierdut și banii de la asigurări. Cultivatorii spun că sprijinul de la stat le-ar fi de mare ajutor să continue activitatea, altfel nu au bani să înființeze culturile viitoare. Cea mai gravă situație, cred că știți mai bine, a fost zona Bălăcița, unde au fost inundațiile în primăvară și după aceea în vară, unde a fost grindină, ploi torențiale, unde nici nu s-a mai putut recolta până la urmă grâu, orzul și rapița. Vorbesc de zona de sud, comunele Pătule, Gruia, Pristul, Gârla Mare, Vrata și Cujmir. Fermierii afectați de calamități trebuie să îndeplinească anumite condiții și trebuie să depună o cerere la Direcția Agricolă până pe 7 noiembrie. Oamenii trebuie să depună la Direcția pentru Agricultură Mehedinți, vorbim așa cum am spus, conform proiectului de hotărâre, o cerere la Direcția pentru Agricultură Mehedinți să fie înscriși în registru agricol de la primărie și să aibă întocmit un proces verbal de constatare a pagubelor, un proces verbal constituit la vremea când s-au produs pagubele, conform ordinului prefectului. Conform hotărârii de guvern, resursele financiare necesare aplicării acestui ajutor sunt de aproape 54 de milioane de lei, iar plata despăgubirilor se va face până la data de 31 decembrie 2014.